Salut, așa ți-o și un vlog. Asta ce un vlog la porumbei. Porumbei, unii porumbei sunt pe afară, bine, sunt pripășiți în așa. Începem vlogul cu eliberarea. O să ținem aici o sârmă legată. Pentru că leg sârma asta aici, că vezi, se mai desface trapa noaptea și poate să intre ceva pe la ei. Hai să ne desfac și trapa. Ies foarte repede pentru că este ora 1 acum când filmez eu și până la ora asta ei nu au fost liberi. Hai că au plecat la zbor. Iată-ți. Nu sunt foarte mulți. De ce nu pleci mult la zbor? Stai un pic. Stai ăsta de aici. Cam... Nu vezi că se sperie foarte tare. Aha, intră în volier. Se sperie foarte tare de ăsta. Că vreau să-i dau la zbor. Tata-ti. Zboară în jur de 5 sau când sunt obosit zboară 5 minute și când sunt când au energie multă zboară și până la jumătate de oră, 20 de minute, 30 de minute. Așa, am o veste proastă. Oul bărcii l-am găsit spart. Bine, două fost proaste. Și a doua veste proastă, știți că aveam acolo un puial. E bine, a murit. Acolo sunt. V-am zis că era urât. Nu era bine hrănit. Așa, mai văd că nu hrăniți bine. Băi, ce caută mai ouă ăsta pe aici? Pe jos. Scuze, din cuibă. Imediat iasă când mă văd pe mine. Avem și niște noi achiziții. Aici am pus oul femelei ăsta de reiș cuib, pentru că am zis haide să-i pun unul la asta și am pus ouăle cu cei aici. Da? Și aici avem bolțatul ăsta cuc, așa foarte frumos cum a ieșit. Așa, aici avem pe ăștia. Micuțul ăsta ieri a ieșit pe afară. Bine, a ieșit el. Eu l-am scos cum fac și cu pul de satine și cu pul bărci, dar pul bărci s-a ridicat pe casă și acolo a rămas azi noapte. O să mă sui eu astăzi pe casă după el să-l iau. Ești mai de aici. Luptătorule. Așa, frații acestor pui. Bine, acestor pui. Acestui pui au murit. Puiul ăla bălțat pe vână, dacă știți de avea aici două pete vinete și coada vânătă, l-am găsit neață mort. Gata, aici avem două ouă. De la albi. Nu de la albi ăștia, de la albaia și de la măsculul ăsta, care știți că momentan nu mai sunt împrecheați. Aici avem ăștia doi pui albi, aici nu avem nimic. Aici la satinet avem două ouă. Aici avem un ou ce l-au luat aseară cu gazda, solzat, nu știu cum să-i zic. Aici avem un ou, trebuie să scoată și aici pui. Aici avem bălțatul pe roșu, ia uitați-l. Și cu bălțatul ăsta pe vânăt, da, pe vânăt va ieși, va ieși foarte frumos. Am uitat aici totul, cred.
Aici avem pui de înfoiat. Aici le-am pus mâncare acum în crentoare, pentru că până acum le-am dat pe jos, dar vezi că au mâncat grâul și au dat pe jos toată mâncarea. Ce am mai fost? Acolo sus i-am pus oul femelei alea. Bine, de fapt știți că l-am pus ieri, pentru că l-ați și văzut, cred că la 11 cel de-al doilea. Oricum, pui ei, o să-i dau astăzi jos. Nu cred că deja... nu s-a părut că... pentru că sparg ouăle. Mâine o să-i dau pe jos. O să mai las decât pe celălalt, pe cel bălțat, pe solzat. Aici încă nu mi-au ouat. Aici avem vânătorul ăla, care știți că el n-are oarbă. În fata încă nu au ouat. O să ies să se fac curățenie. Aici avem masculul încă din a doua serie. Stați un pic că trebuie să scot pe Undertaker. Să nu cad și eu de aici. Aici mai avem pe ăștia. Pe pui ăștia doi aici lui Undertaker. Și a cucului ei. Cucul ei nu-l văd, dar îl știți pe cucul ei, masculul ei. Fratele să trească să desperechezi niște perechi. Cred că o să încep de săptămâna asta. Dar bine, pe unele perechi o să trească să le mai las în perechiate. E bine, o să desperechez așa. Unde este listul acela de cuca aceea, e acolo. O să-i desperechez pentru că nu dau pereche bună pe femeie la cucă. O să fac cu un cuc de-al meu, iar pe lista aia, pe listul ăla, o să-l fac cu lista aceea de acolo din spatele lui. O să mai desperechez listul, unde este, îl să pe vânăt. Să-l văd. Nu-l văd. Și schela aia acolo cu de buțancă. O să-l desperechez. Pentru că buțanca ori o să-l perechez, ori să-l perechez cu ceva. Și să-i țin decât de 2 ciuri, dacă nu o să o dau. O să dau la un copil. Aici avem muniția grea, să zic. Avem niște puișori mici. Acesta este de pitică. Și cu acesta sunt încălțați toți. Bine, unii nu au foarte multă încălțătură. Vedeți că unii au încălțătură mai mică. Aici au mâncare. Apă nu au, pentru că asta a fost de apă. Și apă, vezi că nu mai au. Da. Apă nu mai au. Mâncare au din asta de o zi, pentru că ei au vreo 2 zile, 3 zile de când au fost scoși. Sunt scloși la cloșca, dacă vă întrebați. Sunt 6, 4 mari, ăsta cu ăsta de aici, cu ăsta 2 și acela se depitică și cu ăsta. Bine, dar ăsta 2 sunt mai mari de vârstă, dacă vă întrebați. Ăsta 2 depitică. Unul este un cocoșel, nu știu care este. Ăsta crezi? Da, uitați-l. Este foarte bătăuș, se bate cu mine. Pe aici sunt înfoiații cu un pipășit. Îi vedeți? Aici am băgat înfoiata cu căpăcitul. Pentru că înfoiata mi se calcă cu toți masculii. Am băgat-o aici. Aici avem și pitica, am băgat pe toți. I-am băgat înfoiații cu pitica. Aici avem porumbeii. Pe aici avem pui cei mari de găină. Și cu gâsca, pui cei mici, da. O să văd dacă o să mă duc astăzi ca să iau plasă, pentru că vreau să iau plasă, costrească să iau niște rații mute, la fel ca dac sau leșești, și să închid și pui așa, să închid și pui cei mici. Pe acolo, pe sus, avem
niște pipășiți, dar nu se observă. Pe sus am ciocolatia sau gria, cum îi mai zic. Aici avem pisicuții, că dă nu i-am arătat de mult. Deja au început să mănânce singuri, să și plece. Să și plece din lădiță, pentru că lădița deja le-am și luat-o, dacă au început să plece pe maică sa. Ia dați-mi, frații, s-au pus aici, sus pe plasă. Deci, fraților, cam asta a fost vlogul. Cam asta a fost vlogul. Ce pot să zic? Voi nu uitați să vă abonați, să apăsați, voi nu uitați de like, să vă abonați, să dați comentariu. Dacă avem deja și un pripășit. Și până la într-un vlog, eu am fost Darius și papa. Pa, pa.